Am vrea în seara aceasta să, să stăm de vorbă. Acum, întrebările pot fi multe, pentru că sunt patru la răspuns. Da? Poate debitul de răspuns sau volumul de răspuns este mult mai bun decât la o singură persoană. Ceea ce vă chemăm în seara aceasta este să ne deschidem. Ne-aș vrea să fie o chestie formală. Da, noi ne-am pus aici în față, pentru că așa este contextul. Vrem să împăcăm toate lucrurile ce țin de și o transmisiune live. Dar vrem în seara aceasta să avem un timp de părtășie în care putem împreună să adâncim toată cunoașterea aceasta lui Dumnezeu. Vrem să ajungem să uh, vedem mai mult din Dumnezeu, pentru că, așa cum am spus în seara aceasta, modul în care noi creștem, modul în care noi creștem spiritual, modul în care noi ne clădim viața noastră spirituală, este într-un mod și direct legată de modul în care noi îl creunăm. Pe Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta vrem să începem și uh, îl provoc uh, până mai vin întrebări, folosiți uh, QR codul acesta. Îl provoc pe fratele Păstor, fiind și cu grad mai mare decât noi în locul acesta. Uh, el a avut și fratele Adi a avut și un mesaj pentru noi în, uh, în sezonul acesta și poate ar vrea să revină sau să concludă sau să aibă ceva de spus uh, sau să întărească vis-a-vis -vis de mesajul acesta sau un gând pentru noi în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru cei care ați fost la poate mai mult de o sesiune când s-a vorbit despre cunoașterea lui Dumnezeu, vă veți aminti că am vorbit la un moment dat despre ce înseamnă să-l cunoști pe Dumnezeu versus despre Dumnezeu. Cred că unele dintre întrebările pe care le-ați adresat deja pot fi în această sferă a lucrurilor. Motiv pentru care aș vrea doar pe scurt să vă amintesc ce spuneam cu câteva săptămâni în urmă, când vorbeam despre diferența esențială între a-l cunoaște pe Dumnezeu și a ști și a cunoaște despre Dumnezeu. Spuneam atunci că atunci când Îl cunoști pe Dumnezeu, lucrul acesta îți umple sufletul și inima, când, pe când dacă cunoști doar despre Dumnezeu, lucrul acesta. Poate că îți umple mintea într-un fel sau altul, dar relația ta cu Dumnezeu nu este stabilită în momentul în care doar știi ceva despre Dumnezeu. Spuneam de asemenea că o cunoaștere despre Dumnezeu îți dă sentimentul că ești mai bun decât alții, și aici poate ar trebui să ținem cont de faptul că creștinismul nominal mizează tocmai pe acest lucru, și anume. Cunoașterea despre Dumnezeu, unele noțiuni despre Dumnezeu îți dau acest sentiment că ești mai bun decât alții. Pentru că veți găsi în mod repetat oameni care vor spune eu sunt mai bun decât tine, bazat pe ce? Știu și eu ceva despre Dumnezeu. Însă cunoașterea despre Dumnezeu te face eventual să te crezi mai bun, fără însă a avea în sine puterea să te facă mai bun. Ceea ce te face mai bun. Este cunoașterea lui Dumnezeu. Spuneam la momentul respectiv și mai spuneam faptul că atunci când cunoști despre Dumnezeu, ai oarecare perspectivă și dorință să ajungi în cer. Adică, onest ar fi să spun că dacă ai întreba pe oricine dacă vrei să mergi în iad versus vrei să mergi în rai, probabilitatea cea mai mare ar fi ca tot să spună vreau să merg în rai. Ei bine, atunci când cunoști câte ceva despre Dumnezeu, lucrul ăsta poate să îți dea dorința să mergi în cer, însă nu îți va da și puterea să te facă să renunți la ce este aici pe pământ, pentru că până la urmă asta înseamnă creștinismul. Cum îl tratezi pe Dumnezeu relațional. Și relația cu Dumnezeu presupune renunțare. Cred că astea ar fi fost câteva idei mari, uh, nu știu, poate uh, mai departe, Elisei, dacă poți uh, să faci o, o scurtă trecere în revista materialului tău, că au început să vină cam multe întrebări. Da, o să încercăm, încercăm să trecem cât mai repede peste partea asta. Noi am vrut să punctăm foarte mult din mesajele care le-am avut în locul acesta. Al doilea, un, un alt mesaj l-a avut fratele Ianis și dacă ne poate împărtăși gândurile sau liniile în care el a discutat în locul acesta despre cunoașterea Lui Da, Da, am discutat puțin despre cum să cunoaștem lucrarea Lui Dumnezeu și foarte pe scurt, am amintit cele două perspective. Este cunoașterea subiectivă-obiectivă sau partea indicativă-imperativă. E lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața noastră și lucrarea pe care ar trebui să facem noi cu privire la lucrarea pe care tot El a făcut în viața noastră. Și am vorbit puțin despre lucrarea de mântuire, faptul că mântuirea este un dar din partea Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă acest dar fără, fără plată și odată căpătată mântuirea aceasta, trebuie și noi, la rândul nostru, să ne îndeplinim datoria noastră de creștini. Cam asta am discutat în mare despre cunoașterea lucrărilor Lui Dumnezeu. Se, cred că moneda, partea cealaltă a monedei pe care vrem să o știm și noi. Da, știm despre Dumnezeu, aflăm despre Dumnezeu, am ajuns prin cei care sunt pe lângă noi să ne vorbească de Dumnezeu în așa fel încât să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, dar nu e așa că nu e suficient parcă partea aceasta, că ai vrea să ai și partea cealaltă a monedei, cum o bacnotă nu este valabilă numai cu o singură parte, trebuie să ai și partea cealaltă a monedei ca să fie valoroasă și să fie valabilă. Așteptarea noastră este ca și Dumnezeu să ne recunoască pe noi. Și atunci am vorbit în seara respectivă despre recunoașterea din partea lui Dumnezeu, recunoașterea noastră. Poți fi recunoscut de Dumnezeu și este singura cale. Oricare altă care am încercat noi să, să, o alegem, să o folosim pentru a fi recunoscut de Dumnezeu, dragii mei, nu există altă cale decât prin Isus Hristos. Dar vorbeam de ideea aceea care se vehiculează în vremurile noastre de filozofie, aceea a muntelui, care până la urmă urmei, toți tindem spre vârf. Nu contează pe ce parte a versantului mergi, până la urmă urmei, toți vom ajunge acolo sus. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al Bibliei, nu este aplicabilă, nu este adevărată. Adică nu putem defini într-un mod diferit căile prin care noi ajungem la Dumnezeu. Unii zic, păi, până la urmă, urmă, da, voi îl numiți pe Dumnezeul vostru al creștinilor Dumnezeul scripturii, că noi, îl, musulmanii, îl numim altfel, iar profetul este altul, nu este Isus Hristos, până la urmă, urmei toți spre aceeași spiritualitate tindem, toți spre aceeași direcție mergem. Nu este adevărat. Biblia vorbește foarte clar și Biblia este foarte exclusivistă în ceea ce privește lucrul acesta a fi recunoscut de Dumnezeu este doar prin Iisus Hristos. Este singura modalitate pe care Dumnezeu a lăsat-o. Apoi, a fi recunoscut de Dumnezeu este posibil doar printr-o relație pe care noi o clădim cu Dumnezeu. Da? Îl cunoști pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin acceptarea lui Iisus Hristos, dar lucrul acesta nu se oprește acolo. Nu este o bifare în viața ta de credință, iar mai apoi poți să-ți vezi de viața ta, poți să îți vezi de planurile tale, de programele tale și să lași în urmă timpul acela esențial pe care ar să-l ai tu și Dumnezeu. Relația ceea care ar trebui recunoscută. Așa cum poate o vedem într-un mod mult mai plastic în viața noastră. Da? Nu putem numi o cunoaștere între soț și soție dacă nu există o relație dintre cei doi oameni. Dar nu putem vorbi că doi soți se cunosc dacă ei nu împărtășesc lucrurile împreună, dacă ei nu petrec timp împreună, dacă nu ei discută împreună, dacă nu împărtășesc și momentele de slăbiciune și momentele de glorie. Iar apoi am vorbit de faptul că a fi recunoscut de Dumnezeu, Biblia vorbește că lucrul acesta este valabil printr-o rodire continuă. Până la urmă, urme, e finalitatea vieții noastre. Da, mântuirea noastră o primim prin dar. Nu prin răsplă, nu prin, printr-un uh, preț pe care noi să-l plătim. Nu despre lucrul acesta este vorba. Dar la finalitatea vieții noastre, Dumnezeu, așteptarea Lui Dumnezeu este ca la sfârșit să mergem înaintea Lui cu o rodire care vine în urma cunoașterii Lui. Este lucru pe față de care sau prin care noi putem fi siguri că suntem recuți de născuți de Dumnezeu. Iar mai apoi vreau să-i dau cuvântul și la Marius. Marius ar fi avut și el un mesaj pentru noi, însă din cauza programului și a lucrurilor în care a fost implicat, a lipsit dintre noi, însă lucrul acesta nu îl împiedică să aibă un gând pentru noi, iar mai apoi vom începe să luăm întrebările pentru că au început să fie foarte multe și am vrea pe cât se poate să răspundem la toate în măsura în care putem. Ce e interesant la cunoașterea lui Dumnezeu, gândindu-mă în mod practic, pentru că de multe ori noi când vorbim despre Dumnezeu sau încercăm să ne dăm niște definiții despre Dumnezeu, de multe ori cădem în panta în care teoretizăm lucrurile și vorbim foarte mult teoretic, lucruri pe care le cunoaștem, lucruri care sunt scrise în Sfânta Scriptură și care de multe ori nu au un aspect imediat practic în viața noastră. Și am încercat în, în câte, o să explic în câteva cuvinte lucrurile la care uh, mă gândeam și uh, m-am gândit mult uh, la ele și în ultima perioadă. Uh, am trecut în revistă puțin Vechiul Testament. Uh, în Vechiul Testament să știți că se vorbește foarte, foarte mult despre cunoașterea lui Dumnezeu, nu doar în termenii cunoașterii uh, verbale sau cunoașterea interacțiunii lui Dumnezeu față în față sau prin intermediul preoților sau prorocilor și așa mai departe. Uh, Vechiul Testament este foarte interesant pentru că folosește un singur cuvânt pentru uh, cunoaștere și îl folosește de aproape o mie de ori și are foarte multe valențe. Valențe care pleacă de la a înțelege suferința și iată că o o modalitate de a cunoaște pe Dumnezeu poate să fie chiar suferința. O altă valență a acestui uh, verb substantiv folosit pentru a cunoaște pe Dumnezeu uh, este păcatul. Iată că îl putem cunoaște pe Dumnezeu, e al unei cost, ceea ce spun, dar luați-o cu ghilimele de rigoare, prin faptul că conștiința ne mustră în momentul în care păcătuim. N-am vrut să spun că îl cunoaștem pe Dumnezeu păcătuind, dar înțelege sensul. În momentul în care păcătuim, conștiința ne atrage atenția că ceva n-a făcut bine și aceea este o cunoaștere indirectă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a pus din el în noi, oricum am fi. Că suntem născuți din nou, că nu suntem născuți din nou, toți avem ceva din Dumnezeu care la un anumit moment din viață ne atrage atenția. Uh, un alt lucru care subliniază cunoașterea lui Dumnezeu, poate să fie, de exemplu, și uh, răzbunarea. Poate să fie, de exemplu, și, uh, și aici, vreau doar câteva secunde să mă opresc, relația intimă dintre soț și soție. În Geneza 4 cu unde se vorbește despre Adam, că s-a împreunat cu Eva, este Adam a cunoscut-o pe Eva. E o a cunoaște pe cineva, și vorbea Elisei mai devreme, chiar vorbind despre relația dintre soț și soție, a cunoaște pe cineva, a cunoaște pe Dumnezeu, nu este doar o chestiune teoretică și nu este nici măcar doar o chestiune practică. Adică, a cunoaște pe Dumnezeu nu ajunge doar să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu sau vreau să-l cunosc pe Dumnezeu făcând doar fapte bune și apoi Dumnezeu îmi răspunde într-un fel sau altul. Al cunoaște pe Dumnezeu implică mult mai multe lucruri decât am spus până acum. Am subliniat doar două-trei două, două, trei aspecte din Vechiul Testament. Dar este cât se poate de practic. Și uh, Dumnezeu, pentru că vrea să ne facă să înțelegem lucrurile acestea, uh, vreau să subliniez un alt lucru, dar care reiese din Noul Testament. Și știți foarte, foarte bine cum începe Ioan, capitolul 1. Despre cuvânt. Acum, cea mai mare parte a cunoașterii noastre despre lumea care ne înconjoară, chiar și despre Dumnezeu, chiar și unii despre alții, vine prin cuvânt. În momentul în care noi cuvântăm, în momentul în care noi vorbim, în momentul în care noi interacționăm, în momentul în care noi ne scriem gândurile sau cuvintele, ni le scriem pe o foaie de hârtie, cuvântul are o importanță extraordinară în relația cunoașterii. Nu degeaba Iisus Hristos este asemănat, da? Sau îi se dă definiția cuvântului în, în Ioan 1. Pentru că prin cuvânt tot ceea ce este în jurul nostru a fost creat, prin cuvânt am fost salvați prin Iisus Hristos și tot prin cuvânt vine cunoștința aceasta a salvării, pentru că cine, cine ajunge să fie salvat, ajunge să fie salvat prin cuvânt. Cunoașterea lui Dumnezeu, în mod practic, în Noul Testament subliniază uh, cuvântul. Cunoașterea prin, prin cuvânt, cunoașterea prin uh, cuvântare și prin cuvânt, cuvântul scris. Adică Sfânta Scriptură, de asta chiar și o întrebare rapidă la care pot să răspund, cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu sau cum pot să, să nu păcătuiesc, să nu cad în ispită. Psalm 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta cunoașterea cuvântului. Și să știți că genera generația de astăzi, fiind o generație a imaginii, și cei care instrumentează lucrurile și știu lucrurile acestea, fiind o generație a imaginii și punând cuvântul la o dimensiune mai joasă, ne expun la un pericol foarte, foarte mare, pentru că pot să redefinească cuvântul, pot să redefinească termenii. Când auziți chestiunea de redefinirea termenilor în societate, este pentru că imaginea a fost ridicată mai sus, iar în momentul în care... No, no, nu ne e greu să redefinim unii termeni. Nu ne e greu să acceptăm o terminologie nouă în anumite aspecte, dar pentru că cei care cunosc lucrurile astea mult mai bine știu că pot să intre în viața noastră cu lucruri de genul ăsta și să ne manipuleze efectiv. De asta, cunoașterea prin cuvânt, cuvântul vorbit și cuvântul uh, scris, citit, sunt foarte importante. Mulțumim, Marius. Și acum vrem să răspundem la prima întrebare care are 19, 19 like-uri. Dându-ne seama, dându seama că este o întrebare care frământă pe mulți dintre voi. Și îi dau voie, din nou, la fratele Adi să răspundă când e voia Domnului cu privire la un lucru, indiferent de situația sau circunstanțe, este totul clar și cer sau poate fi și îndoială. Întrebarea cu cele mai multe nevoi de răspuns, cred. Dați-mi voie să vă spun că întrebarea nu are un răspuns foarte simplu. Știu că voia lui Dumnezeu e o preocupare a fiecăruia dintre noi. Dar ca să vă pot răspunde, sau cel puțin să vă dau contextul înțelegerii voii lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun câteva lucruri din start. 1. Voia lui Dumnezeu, cred eu, din ce înțeleg din scriptură, este uh, o chestiune care ține de o descoperire sau de o revelație graduală. Asta ce înseamnă? Nu întotdeauna vei ști ce vrea Dumnezeu de la tine în întregime. Descoperirea în întregime a lui Dumnezeu este finalitatea unui proces. Așa că, pentru cei care vă gândiți care e voia lui Dumnezeu pentru mine, gândiți-o în termenii voia lui Dumnezeu pentru mine se descoperă ca rezultat al unui proces. Ce conține acest proces? 1. Recunoașterea circunstanțelor vieții tale. Adică, voia lui Dumnezeu cel mai probabil pentru tine are ceva de a face cu situația specifică vieții tale. Exemplu. Un lucru foarte clar și simplu. E puțin probabil ca voia lui Dumnezeu pentru tine să fie aceea ca tu să fii solist dacă nu ai voce. Da? O dau așa într-un context foarte simplu. Voia Lui Dumnezeu ține, cred, din ce înțeleg din Scriptură, de circunstanțele specifice, particulare vieții tale. Când vrei să descoperi voia Lui Dumnezeu pentru viața ta, și aici vorbim nu de voia generală a Lui Dumnezeu, voia generală a Lui Dumnezeu este foarte clar enunțată în Scriptură. Voia Lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la mântuire, voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră, spunea unul dintre scritorii epistolilor, da? Dar vorbim aici de o voie specifică, adică în dreptul fiecăruia dintre, dintre noi. Unul analizează întotdeauna circumstanțele. Unde stai în relația cu Dumnezeu, unde stai în relația cu cei din jurul tău. Da? Ăsta ar fi un lucru pe care trebuie să-l ții uh, cont în procesul descoperirii voiei lui Dumnezeu. Doi, uh, nu doar să-ți recunoști circumstanțele, ci să fii receptiv la ceea ce-ți vorbește Dumnezeu. Asta deschide un subiect foarte larg. Cum îți vorbește Dumnezeu? Prin Scriptură. Citește Biblia. Știți că paradoxul penticostalismului este că Dumnezeu vrea să noi vrem ca Dumnezeu să ne vorbească profetic și vreau să mă înțelegeți bine, Dumnezeu vorbește profetic. Eu cred lucrarea Duhului Sfânt, o iubesc, o caut, dar nu uitați că cea mai mare profeție dată omului este Biblia. Noi vrem ca Dumnezeu să ne vorbească profetic, dar nu citim niciodată Biblia. S-ar prea putea ca răspunsul tău să fie acolo, da? Asta ține din receptivitatea la cum vorbește Dumnezeu. Doi. Deci unul citește Biblia, doi ascultă de ce îți spun oamenii care umblă cu Dumnezeu. Uneori un sfat al cuiva poate fi atât de valabil cât o profeție pe care ai avut-o. Un cuvânt de înțelepciune spus din partea cuiva. Și în al treilea rând, învață să recunoști vocea lui Dumnezeu. Ați avut careva dintre voi, sau, nu știu, poate inoportun să vă pun eu întrebări, dar poate că lansez întrebarea doar ca să meditați la ea. Dacă ar fi să-mi spuneți cum vă vorbește vouă Dumnezeu individual, vă pune un gând în minte, vă pune ceva profund în suflet, auziți o voce, Asta, asta e al doilea pas, da? Deci recunoaște circumstanțele când vrei să afli voia lui Dumnezeu pentru tine. Doi, uh, recept, fi receptiv la cum vorbește el. Și mai e ceva, dă dovadă de discernământ spiritual. Și aici s-ar putea spune foarte multe lucruri. Ce înseamnă să fii un om care ai discernământ spiritual? Cum ați defini voi discernământul spiritual? Mulți ar zice că discernământul spiritual este diferența între cei bine și cei rău. Ăsta nu e discernământ spiritual, ăsta e bun simț. Discernământ spiritual înseamnă să poți face distinția dintre un lucru bun și un lucru foarte bun. Asta înseamnă discernământ spiritual. Multe lucruri bune ți se pot întâmpla în viață, asta nu înseamnă că ele sunt neapărat voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, dacă veți citi în romani, dacă nu greșesc, e un verset care spune voia lui Dumnezeu este plăcută, bună și desăvârșită. Știți că dușmanul perfecțiunii îl constituie lucrurile foarte bune. Te vei opri la bine fără să mai cauți acel cel mai bine. E bine, când e vorba de discernământ spiritual, Dumnezeu așteaptă să nu spiritualizezi orice lucru, dar în același timp să înțelegi ce este spiritual. Cam asta ar fi în accepțiunea și înțelegerea mea ce înseamnă discernerea voi lui Dumnezeu. Și partea finală a întrebării, unde, unde cred că cel ce pune întrebarea întreba în esență, voia lui Dumnezeu e întotdeauna 100% clară sau există îndoială? Îndoială din partea mea posibil, nu de, din partea lui Dumnezeu. Când discern ceva, e, când, când discern voia lui Dumnezeu e o sumă de lucruri. S-ar putea, ca discernământul nostru ca oameni să nu fie perfect, granular, 100%. Eu cred însă că atunci când tu dai dovadă de recunoașterea circunstanțelor vieții tale, când ești capabil să fii receptiv la cum vorbește el și în felul lui și să ai discernământ spiritual, te apropii foarte mult de ce este voia lui Dumnezeu pentru tine. Adică acum dăm voi că te provoc puțin. Am zis că vom purta și puțin un dialog între noi. Poate cei din sală se întreabă, poți să ne dai un exemplu de un mod în care Dumnezeu ți-a vorbit și ai auzit glasul? Acum, experiența ta de păstor este mult mai vastă decât a noastră, e și mai uh, mare ca noi și poate experiențele au fost mult mai diverse decât ale noastre. Ce pot eu să vă spun vis-a-vis uh, -vis de modul în care Dumnezeu îmi vorbește de multe ori este că să dește un gând uh, foarte, foarte clar uh, în mintea mea. De multe ori, când citesc Biblia, de multe ori, când studiez și mă pregătesc pentru un mesaj, Dumnezeu îmi plantează cumva în mintea mea ceva ce știu că nu vine de la mine, nu este de origine intelectuală, ca să spun așa, ci este ceva care vine din Revelație. Eu o numesc Revelație Personală. Și am avut experiențe în care Dumnezeu mi-a vorbit pregătind prin natura slujbei pe care o fac, îmi place să studiez, îmi place să pregătesc predii, să pregătesc studii. Uneori Dumnezeu mi-a dat așa o inspirație încât mi-a fost greu să scriu la viteza cu care Dumnezeu îmi vorbea. Asta este experiența mea, e posibil să fie și a voastră. Alții aud o voce, dar în ceea ce mă privește pe mine, contez foarte mult pe acea șoaptă a Duhului pe care știi că o auzi. E, e practic spus, știi când Dumnezeu îți vorbește. Poate nu pot să articulez exact în cuvinte cum știu, dar vă spun cu certitudine că știu când El vorbește. Asta e experiența mea. Următoarea întrebare, sunt în următor care are 21 de like-uri. Cum îmi dau seama că am cu adevărat o relație cu Dumnezeu? E vreun băiat care vrea să răspundă sau trec direct la răspuns? Bun. Când vorbim de relație cu Dumnezeu, dragii mei, Trebuie să recunoaștem că generația noastră ne bazăm extrem de mult, extrem de mult pe sentimente. Totul din jurul nostru, parcă, sau mare parte din lucrurile care le avem în jurul nostru, le raportăm la modul în care simțim, modul în care noi uh, răspundem prin sentimentele noastre. Acum, când spun lucrul acesta, îmi aduce aminte o experiență pe care am avut cu un prieten de-al meu, uh, care v-aș pune o întrebare. Credeți că rugăciunea este, face parte din relația dintre noi și Dumnezeu? Da sau nu? Cu siguranță. Este modul în care noi și Dumnezeu vorbim. Da, Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură, iar noi avem posibilitatea de a vorbi într-un mod personal cu Dumnezeu prin rugăciune. Acum, când mă gândesc la lucrul acesta, am avut experiența cu un prieten de meu care frecventam săptămânal, eram într-un context în care... Studiam și frecventam în fiecare săptămână o -ă, moment de rugăciune Adică ne-am hotărât noi știind că este parte, este o chestie imperativă să stai de vorbă cu Dumnezeu Să clădești această relație cu Dumnezeu Stăteam într-o seară, în fiecare săptămână, într-o seară aveam un timp în care ne rugam Stăteam de vorbă cu Dumnezeu Uh, ce mi-am dat seama că la un moment dat, uh, prietenul ăsta meu, cu care îmi permiteam deja să povestim și din momentele slabe din viața noastră în care să ne încurajăm, mi-am dat seama că parcă pe săptămână ce trece pleca mai repede de la rugăciune. Noi aveam un tip în care mă băieți, atâta stăm la rugăciune, stăm de vorbă, ne rugăm, mișlocim în Dumnezeu pentru noi spiritual, pentru relația noastră cu Dumnezeu. Mi-am dat seama uh, că treceau săptămânile și asta, băie, prietenul meu pleacă mai repede de la rugăciune. La un moment dat. Stând de vă cu el, am întrebat, zic, e vreo problemă? S-a întâmplat ceva? E ceva problemă cu băieții care suntem la rugăciune? Nu-ți convine ceva din mediul acela? Nimic n-a fost din lucrul acestea. Răspunsul lui a fost un răspuns subiectiv, în care zice să dacă nu simt să mă rog, nu pot să mă rog așa forțat. Acum v aș pune o întrebare. A mânca, totul merge pe partea de simțământ? Nici de cum. Abia apă. De exemplu, eu am una dintre probleme a faptului că trec multe ore, poate chiar zile, în care nu beau apă. Asta nu înseamnă că e un lucru foarte bun pentru viața mea, chiar dacă nu simt lucrul acesta, chiar dacă nu simt nevoia aceasta de a bea apă. Atunci când vorbim de uh, cum recunosc că am relații cu Dumnezeu, sunt elementele acestea esențiale. Poți să ai, fără să te bazezi pe sentimente, fără să fii raportat la sentimentele care azi vor fi bune, care mâine vor fi reci. Mâine poate voi avea pasiune și dorință să te rogi sau să citești din Biblie. Poi mâine vei avea o zi mai proastă și poate n-ai dorința aceasta, n-ai pasiunea aceasta. Ce faci? Nu te rogi? Nu citești din Biblie? Nici de cum. Avea o relație și ați analiza viața ta dacă ai o relație cu Dumnezeu este foarte simplu. Noi o complicăm adeseori. Este atunci când ai timpul tău cu Dumnezeu prin citirea Scripturii, atunci când ai un timp de-al tău prin rugăciune cu Dumnezeu. Este foarte simplu. Nu sunt nu știu câți pași, nu știu câte lucruri să bifăm din viața noastră, atunci când sunt acești doi piloni a vieții noastre de credință, citirea Scripturii și odăița în care noi stăm de vorbă cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri a credinței noastre, a vieții noastre de credință, decurg de la sine. Nu venim la biserică de mai multe ori ca să ajungem să citim de mai multe ori Scriptura, nu. Citim Scriptura și din Scriptură înțelegem că a venit la părtășie cu frații, că a stat la părtășie cu frații, este un lucru automat venit la pachet în viața de credință. Da? E modul în care eu mă analizez viața mea într-un mod foarte clar, nu subiectiv, obiectiv, viața mea și relația mea cu Dumnezeu. Am eu timpul dedicat cu Dumnezeu prin Scriptura? Am eu timpul, odiț, am mea cu Dumnezeu? Dacă da, înseamnă că ai o relație cu Dumnezeu. Dacă nu, ar trebui să ne punem un semn de întrebare. Următoarea întrebare, care sună în felul Cum pot să nu cad în ispită? Da, e o întrebare foarte bună, deoarece am o întrebare. E cineva aici prezent care nu se confruntă cu ispite? Nu, toți. Toți ne confruntăm cu Ispite. Fie că poate suntem la început pe calea credinței, fie că, ave, fie că avem poate mai mulți ani pe calea credinței, cu toții ne confruntăm cu Ispite. Și sunt câteva lucruri pe care doresc să le amintesc foarte pe scurt. Ispita este o momeală, așa spune Sfânta Scriptură. Nu știu câți trebuie, voi mergeți la pescuit, dar când se merge la pescuit, mergi cu o momeală. râmă sau pâine sau. Ce altceva. Acum contează foarte mult. Cei care sunt pescar, nu dăm nume. <laughs> Poate ne poți să le dai mai multe exemple după. Uh, da, când mergi la pescuit, îți pregătești momeala adecvată pentru peștele pe care vrei să-l prinzi. Acum eu nu pot să vă dau mai multe detalii în privința asta, dar asta știu și eu că dacă vrei să prinzi un anumit pește, trebuie să mergi cu momeala respectivă la fel face și cel rău pregătește momel pentru fiecare dintre noi și cel rău știe care sunt momelile pe care ne, ne atrag spre păcat dacă suntem mai deschiși dacă pot să zic acest cuvânt spre a păcătui într-un anumit fel ce rău ne va ispiti cu acel fel poate la unii dintre noi vine cu bârfa la alții cu judecata, la alții cu o gândire necorespunzătoare sau să privim anumite lucruri care nu se... Uh, n-ar trebui să le privim. Dar acum întrebarea e oare cum am putea să le biruim? În primul rând, nu mai căuta scuze. Nu mai căuta scuze, nu mai da vina pe alții. Adam și Eva, când au păcătuit, ce a făcut? Adam a dat vina pe Eva. Eva a dat vina pe șarpe. O, de câte ori dăm și noi vina pe alții. Dar nu eu, celălalt, cealaltă, el sau ea m-a întins acea cursă. Să nu dați vina pe alții. Nu dați vina pe Dumnezeu. Sunt alții care dau vina pe Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să ajung în această... Nu, Dumnezeu nu a îngăduit așa ceva. Dumnezeu nu îi spitește pe nimeni. Nu mai căuta scuze. În primul rând, acceptă, Doamne, iartă-mă că am păcătuit. În al doilea rând, Caută mijloacele prin care poți birui ispita. În 1 Corinteni, Apostolul Pavel spune uh, că Dumnezeu a fost Cel care ne-a pregătit și mijloacele prin care putem să birim ispita. Care sunt câteva mijloace? Rugăciunea. roagă mai mult. Dacă ai o ispită în care cazi din nou, din nou și din nou, roagă mai mult. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, spune Iisus Hristos. Postește. Fugi de poftele tinereții. Sunt multe alte mijloace prin care putem să le luăm ca să putem să biruim ispita. Să ascultăm de vocea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care spune atunci, nu făcut are lucru. E acel îndemn pe care îl primim de la Duhul Sfânt, să nu păcătuim. Sunt multe mijloace prin care putem să biruim ispita. Ar trebui să ne folosim de mijloacele pe care Dumnezeu ne le pune în fața noastră. Dar mi-aduc aminte, la un moment dat am predicat despre acest lucru, și vine la mine un tânăr care spune, bun, mă rog, postesc, fug din prezența ispitelor, încerc să ascult vocea Duhului Sfânt, dar totuși cad în păcat am avut noi și încă mai avem ca Biserica Poarta Cerului un deziderat atât de frumos, perseverent. Perseverează, dragul meu. De ai o ispită cu care te lupți, perseverează să lupți. Dumnezeu este Cel care te întărește. De vrei să fii biritor în ispite, roagă-te, cere lui Dumnezeu și bazează-te că Dumnezeu este Cel care te poate ajuta. Nu te baza pe puterile tale, că tu ești tare și mare, și spune, Doamne, eu sunt slab, nu pot fără Tine, vină în ajutorul meu. Poate dacă dintre cei care adi ales, mai aveți vreun gând aici legat, a Biului Sfita e și un mod practic. Eu când am citit această întrebare, mă gândeam la lucru care mă provoc eu. La care, mă rog într Lui Dumnezeu, știu care este voia Lui Dumnezeu, și exact cum a zis Ianis, pentru fiecare dintre noi, diavolul nu face decât să vină cu lucrurile acelea care poate să atingă locurile sensibile sau slabe din viața noastră. Cu siguranță, diavolul nu ne ispitește pe toți la fel. Cu siguranță nu avem toți din locul acela, din locul, acela, din locul acesta, aceleași ispite, aceleași provocări. Da? Eu când mă gândesc la ispite pe care eu am, cu care eu mă confrunt, la adeseori e vorba și de acțiune. Adică, mă fac puțin și vulnerabil. Ca și persoană, sunt o persoană destul de curioasă și vorbesc de faptul că sunt atât de curios încât încerc să aflu foarte multe lucruri. Îmi place să citesc foarte multe lucruri de pe din domeniul în care eu lucrez. Informații, foarte, foarte multe. Asta lucrul acesta mă duce să petrec foarte mult timp pe acest gadget. Când mă trezesc la sfârșit de săptămână, rămân uimit câte ori am petrecut pe acest telefon. Acum, nu e rău de a face lucrul acesta, de a fi informat. Dar așa cum o zis, Adi, sunt lucruri mult mai bune care aș putea să le fac în timpul acela. Singura acțiune care ar trebui să o fac, pe lângă faptul că mă rog, că postez sau ce fac, ar trebui să-l închid. Simplu. Ar trebui să mai șterg din aplicații, poate ar trebui să mai șterg din Facebook să-l șterg o săptămână, două și e mult mai simplu să lupți. Dar deseori, știi cum e, vrei să biruiești timpul petrecut pe Facebook, dar tu încă mai ai aplicații acolo. Sau vrei să biruiești anumite jocuri cu care te joci, de atunci le păstrezi în calculatorul tău, pe laptopul tău, în telefonul tău, dar tu te rogi, Doamne, lasă, ajută-mă să biruiesc alea, dar încă Tu le păstrezi. Treci la acțiune. Șterge din ele, lasă-le pentru câteva săptămâni și știi să ce ușor îți va fi după aceea. Și eu vreau să mai adaug două chestiuni rapide la partea de ispite. Există un nivel... La căderea în ispită, la care este nevoie neapărată și de ajutor din afară. Asta e, e clar. Sunt unele păcate care efectiv singuri, și aici nu vreau să dau nume, să le menționez pentru că să știu foarte bine, în care singuri e efectiv aproape imposibil. Și e nevoie de uh, persoane mature care să față de care să vă deschideți și care să vă facă responsabili. Pentru că în momentul în care uh, ai căzut într-un într păcat care te ține acolo legat de, de ani de zile și ispitele vin și tot ca și tot ca și repeți, uh, făcându-te vulnerabil, te faci și responsabil. Adică dacă cineva știe despre problema care o ai... Să știi că persoana respectivă matură, să fie persoană matură, te va trage la răspundere și va crea în tine un sens de responsabilitate. E important și, uh, și aspectul ăsta. Și apoi uh, mai era un alt lucru legat de, uh, de partea practică a. a, a uh, că a ispitelor, în sensul că de multe ori noi tindem să spiritualizăm lucrurile și să zicem, ok, mă rog, vreau să mă rog, vreau să, vreau să postez, vreau să fac, dar nu facem partea practică. Și a fost menționat. Ștergerea aplicațiilor, fugi din calea păcatului, dacă e nevoie să închizi ochii, închizi ochii, dacă e nevoie să închizi telefonul, Schimb telefonul, nu-l închizi, treci pe Nokia 3030 30. și chestiuni de genul ăsta. Deci e nevoie, la un moment dat, și asta vă spun și din, din experiență, e nevoie, la un moment dat, în, în concilierea aceasta cu cel care nu reușește să scape de un anumit păcat, să îi dai o temă în care, efectiv, să-l atingi direct la... la să, să pui degetul pe, pe rană și să-i spui, ok, acolo trebuie să tai. Pentru că și în Sfânta Scriptură, la un moment dat, ne este spus că dacă un lucru te face să, să cazi în păcat, tai-l. Nu fizic vorbind dar... Da, în multe lucruri din viața noastră trebuie să-și acționăm, nu doar să ne rugăm, nu doar să postim, trebuie să-și acționăm. Următoarea întrebare, cum poți ști dacă planurile mele sunt și planurile Domnului cu privire la mine, frate păstor? <laughs> Haideți că e foarte faină. Uh, cred că uh, atunci când vorbim despre certitudine vis-a-vis uh, -vis de Planul lui Dumnezeu pentru noi, trebuie să ținem cont de câteva lucruri. Voi fi uh, foarte telegrafic, pentru că sunt încă foarte multe întrebări. 1. Uh, se potrivește Planul lui Dumnezeu cu realitatea din viața ta? Asta e primul lucru. Dumnezeu nu va face niciodată nimic, sau mai bine spus, niciun plan pe care Dumnezeu îl face pentru viața ta, nu este ceva ce să nu se potrivească cu realitatea vieții tale, da? sf -ul. Da, deci Dumnezeu este foarte prezent în realitatea ta și prin urmare planurile pe care le are pentru tine se vor plia pe persoana ta. De asta trebuie să aveți grijă când vă căsătoriți și întrebați un proroc. Da? Nu vreau să intru în subiectul ăsta pentru că este foarte sensibil, dar când vă rugați lui Dumnezeu, căutându-vă partenerul potrivit de viață, vă încurajez foarte mult să vă rugați pentru acest lucru în mod specific, dar decizia finală, nu uitați că o luați voi. Nu o ia altcineva în locul vostru, da? Uh, și nu, nu vreau să dau niciun fel de exemplu, dar vreau doar atâta să spun. Când Dumnezeu are un plan pentru tine, El e pentru tine. Planul meu, uh, planul lui Dumnezeu pentru mine, e foarte posibil să nu se potrivească cu planul lui Dumnezeu pentru tine. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, când vorbim de uh, planul lui Dumnezeu, uh, nu doar că trebuie să se potrivească cu realitatea din viața ta, uh, în al doilea rând, el nu are niciodată voie să intre în contradicție cu principiile general valabile ale cuvântului lui Dumnezeu. Întotdeauna când Dumnezeu ne vorbește în mod specific, întotdeauna când tragem noi o concluzie că un lucru e planul lui Dumnezeu pentru noi, acest lucru nu poate să încalce Scriptura. Da? Niciun proroc, niciun mesaj, niciun predicator, niciun sfătuitor nu se poate ridica peste principiile Bibliei. Și vă spun cu subiect și predicat, că orice iasă din perimetrul Bibliei puteți să lăsați parte fără grijă și fără nicio vină. Da? Orice prorocie pe care o acceptați ca venind de la Dumnezeu e obligatorie să subscrie principiilor Scripturii. Niciodată nu se contrazice, Dumnezeu nu se contrazice pe sine însuși. Da? Au fost multe situații, am trăit la rândul meu o experiență în care oamenii mi-au spus Dumnezeu așa mi-a spus. Una dintre situații a fost chiar de extremă, spunea cineva, că Dumnezeu i-a vorbit să se despartă de partenerul de viață cu care era căsătorit și să se căsătorească cu altcineva. E bine, acest mesaj are orice proveniență, dar nu de la Dumnezeu. Deci, planurile lui trebuie să se potrivească realității tale. Doi, nu trebuie să intre în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Și îndrăznesc să mai spun ceva. Când Dumnezeu are un plan pentru tine, înseamnă că te-a mutat de la punctul A la punctul B. Da? Când Dumnezeu ți-a descoperit un plan, asta înseamnă o progresie în viața ta. Tu nu te duci înapoi, înainte de momentul în care cauți voia lui Dumnezeu. Planurile lui Dumnezeu, în general, vorbesc despre perspectivă și de obicei, când Dumnezeu are un plan autentic sau E autentic planul care la -ai, ai înțeles tu ca fiind de la Dumnezeu? El te va migra dintr-un loc în altul. Pavel, Apostolul, spunea, vreau să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac părtaș suferințelor Lui. Pavel înțelegea că a cunoaște pe Dumnezeu, implicit a înțelege planurile Lui Dumnezeu pentru viața ta, presupune un progres spiritual, material, un progres la nivel relațional. Ideea simplă este când Dumnezeu îți dă un plan. El, în general, vrea ca tu să mergi de la punctul A, cel puțin, până la punctul B, dacă nu mai departe. Următoarea întrebare. Îi pasă lui Dumnezeu de emoțiile noastre? Marius Iani, vom încerca să răspunde cât mai scurt, da, pentru că mai sunt multe întrebări. Dacă de ce nu? Adică, dacă ne-a creat trup, de ce nu i-ar păsa și de sufletul nostru? Uh, și avem atâtea uh, pasaje din Sfânta Scriptură în care îl vedem pe Isus Hristos în, în pasaje emoționale. Chiar un verset foarte scurt spune: Isus plângea sau Isus a plâns și, și în alte contexte. Uh, sigur, lui Dumnezeu îi pasă chiar mult mai mult de sentimentele și de uh, spiritul nostru și de duhul nostru decât de, de, de trup. Aș îndrăzni că îi pasă chiar mai mult decât de, de trup, pentru că Poate să folosească de multe ori chiar suferințele trupești ca să ne facă să ne apropiem mai mult de El sufletește și să ne înnobileze sentimentele. Următoarea întrebare, Iani, e cum, cum pot ajuta pe cineva să se apropie de Dumnezeu? Noi nu putem face nimic, dacă pot zic în privința asta, ci într-un mod per se, ci ce cred că am putea să facem este să ne rugăm. Să ne rugăm pentru acea persoană și să-i vorbim despre Dumnezeu. Aici, despre ce am putea să facem noi între relația unui om cu Dumnezeu, noi acolo nu putem interveni, doar omul respectiv și Dumnezeu. Dar noi ce putem să facem este să ne rugăm și să-i vorbim despre Dumnezeu. Asta putem face. Da, mă gândesc că întrebarea în direcția asta o să-l adică cu ce pot ajuta eu pe cineva să se apropie mai mult Dumnezeu. Mă gândesc că în direcția asta a fost că, realmente, între noi și Dumnezeu nu se poate interpune nimeni. Extrict este legat între noi și Dumnezeu. Noi știm ce trăim cu Dumnezeu, dar cred că întrebarea răsună ce pot face eu pentru cineva să se apropie mai mult de Dumnezeu? Vorbit mai mult despre Dumnezeu, cred că asta putem să facem să-i vorbim despre Dumnezeu, să-i arătăm cum trebuie să trăiască un credincios, noi să fim la rândul nostru o lumină. Este foarte important, noi la rândul nostru să fim o lumină, o să nu spunem doar, uite, așa ar trebui să faci, dar noi să nu facem acel lucru, ci să fim o lumină și să ne rugăm pentru acea persoană și vorbind, călăuzindu-i, poate are în anumite întrebări, să fim alături de el. Cred că toate lucrurile astea pot ajuta ca acea persoană să se apropie mai mult și să-l cunoască mai mult pe Dumnezeu. Aș mai adăuga încă un lucru la care eu l-am trăit personal. Și sunt contexte unice sau individuale, când adeseori, ca să ajuți pe cineva, este destul să taci din gură și să asculți. Dar nu e neapărat tot timpul să vin, să avem nevoia sau să simțim nevoia că noi trebuie să zicem ceva, că noi trebuie să avem răspuns la toate lucrurile, că noi știm exact de ceea ce are nevoie respectivul de lângă noi. Adeseori, doar simplu fapt de a fi lângă el și a-l asculta, simplu fapt de a asculta ceea ce are în inimă, cu ce frământări se, 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 se confruntă, de a-l asculta, este îndeajuns să-l ajuți pe acel om să se apropie mai mult de Dumnezeu. Adi, tot pe tine te provocă o întrebare așa. Vreau să știu ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, adică lucrarea pe care vrea Domnul să o fac cu mine sau locul unde trebuie să mă implic în slujire. De ce? Pentru că tu deja ai început să vorbești despre planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. O, poate poți duce mai departe într-un mod mult mai exact. Pot să vă răspund la această întrebare și dați-mi voie să o fac dând un exemplu biblic, din nou am putea să vorbim mult despre a țineți minte că a fost un moment în viața lui Pavel, apostolul, când a dorit să meargă într-un loc anume, în Bitinia. Și Pavel, ca evanghelist, ca om dornic să vestească cât mai multor oameni Evanghelia, împreună cu echipa lui de slujire, pentru că Pavel nu mergea singur de obicei, au zis, mergem și predicăm Evanghelia aici. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a vorbit noaptea în vis și i-a spus, Pavele, nu te duci acolo, am pentru tine un alt loc. Știți cum înțeleg eu această întrebare și cum aș aborda-o și cum o abordez în viața mea personală? Eu caut mai degrabă ușa deschisă prin care să intru, decât caut să-L întreb pe Dumnezeu când văd ușa deschisă, să spun, Doamne, e momentul acum să intru prin ea? Asta este ideea. Mai degrabă aștept ca Dumnezeu să-mi zică nu te duce decât când văd că ușa se deschide să încep să mă duc. Cam asta este spus pe simplu ceea ce a trăit Pavel. Când ai o ușă deschisă în fața ta, nu mă refer la lucruri rele, nu mă refer la lucruri păcătoase, ci la oportunități de slujire, la lucruri pe care ți le dă viața, pe care ți le aduce viața. Ușa deschisă de multe ori e modul în care Dumnezeu îți spune ăsta e planul meu. Eu vă spun din experiența mea personală și e ceea ce fac de multe ori personal, eu intru pe acea ușă, aștept mai degrabă ca Dumnezeu să zică nu decât să zică începe să mergi. Cum putem vorbi despre Hristos celor din lume fără să provocăm un deraj, dar totuși să reușim să-i ducem la biserică? Prezizim să, să răspund la această întrebare. Dragii mei, lucru care noi știm atât de bine. Cei din jurul nostru, mai ales că trăim într-o țară creștină, mai ales că trăim într-o țară care are cunoștință despre Dumnezeu, trebuie să înțelegem că nu vorbele sunt prioritare atunci când vrem să vorbim altora despre Hristos. Pentru că dacă noi ne gândim în primă fază cum putem vorbi altora despre Hristos, înainte să ne gândim cum putem să-L arătăm pe Hristos, celor din jurul nostru ca mai apoi ceilalți să ne, întrebuie, să ne întrebe despre Hristos, nu facem altceva decât s-ar putea să ne lovim un cu cuvintele împotriva noastră, pentru că nu trăim ceea ce spunem, exact ceea ce am vrea să vindem un gogoș cuiva, fără să îl gustăm noi personal. Fără să fi gustat noi din el, fără să știm noi ce gustare. Vrei să vorbești altora despre Hristos? Foarte simplu. Asigură-te că ceea ce trăiești tu îl reflectă pe Hristos. Și cu siguranță va veni momentul acela când cel de lângă tine, cel de la serviciu, cel de la școală cel în contextul în care intri în interacțiune cu el, va fi un în care poate în momente grele din viața ta, când poate cei mai mulți reacționează într-un mod în care să se să plângă, să-L blameze pe Dumnezeu, să-L înjure pe Dumnezeu, tu ai o reacție potrivită Scripturii, în care se mulțumești chiar și pentru cele momente lui Dumnezeu. Să te întrebe, bă, dar ce cu tine? De ce tu reacționezi la altfel decât reacționăm noi? Într-un context în care mare parte din cei din jurul nostru alergă de a deveni ceva prin ceea ce adună ei ca și avuție, da? asta nu vorbim de faptul că trebuie să fim săraci, că trebuie să alergăm spre sărăcie, să fim cei mai uh, ultimii de pe, uh, de pe stradă. Nu nu despre lucrul acesta e vorba. Dar să știm că prioritățile noastre sunt altfel. Biblia vorbește foarte clar. Căutați mai întâi ce? împărăția lui Dumnezeu, iar celelalte lucruri, Sfânta Scriptură nu zice că ți le dă ca prin somn, adică te culci noaptea și dimineața te trezești bogat. Ar fi foarte simplu, nu? Câți dintre noi ne-am dormit, nu ne-am dorit să ne culcăm la noapte și de dimineață să ne trezim cu o mașină a visurilor noastre. Nu despre lucrul acesta, ci de celelalte lucruri, Dumnezeu se va ocupa în așa fel încât vei rămâne uimit de modul în care Dumnezeu îți deschide uși, de modul în care Dumnezeu binecuvintează viața ta personală, cât dacă te-ai fi preocupat întâi de toate pentru ele, n-ai fi reușit niciodată să ajungi acolo unde ești când Dumnezeu te binecuvintează. Când vrei să vorbești altora despre Hristos, asigură întâi de toate că tu ceea ce trăiești îl reflectă pe Hristos. Dar mai apoi, cu siguranță, Dumnezeu Sfânt, zice Sfânta Scriptură într-un context în care noi am vorbit. Cum să-L cunoști pe Dumnezeu? Prin citirea Scripturii, printr-o relație pe care o să o ai pe Dumnezeu. După aceea, dacă cineva te va provoca cu întrebări, știți că există în Sfânta Scriptură uh, un verset despre care vorbește că atunci când sunteți în situații de criză, să nu vă preocupați ce veți spune sau ce veți vorbi. Unii au luat versetul acela vorbind că, bă frate, nu trebuie să te pregătești la predică, că până la urmă, urmă, Dumnezeu îți va da aici când ajungi în biserică. Nu despre contexte de felul acela vorbea Scriptura. Ci vorbea de contexte în care tu nu te-ai gândit, la care nu, tu nu le-ai prevăzut, dar în momentele acelea de cotitură, când poate cineva de la lucru te provoacă, cineva într-un context în care te afli, te provoacă să vorbești despre Hristos, tu care îl cunoști pe Hristos prin Scriptură, printr-o relație pe care o ai tu cu Dumnezeu în rugăciune, spune, zice Sfânta Scriptură că în momentele acelea Duhului Dumnezeu va lua din toată acea cunoștință pe care tu ai acumulat-o la nivelul minții tale, la nivelul relației tale cu Dumnezeu și îți va pune pe buze cuvintele potrivite să vorbești oamenilor despre Hristos, în modul în care tu să-i atingi pe Hristos, în care Hristos o să atingă de ei. Este foarte simplu. Adeseori noi ne preocupăm, credem că a vorbi oamenilor despre Hristos trebuie să faci o facultate de nu știu câți ani de teologie, să fii capabil să vorbești altora despre Hristos. Nu, dragii mei. A vorbi oamenilor despre Hristos este simplu. Să trăiești ca și Hristos, iar mai apoi, bazat pe relația pe care ai cu Hristos, prin rugăciune și cunoașterea Scripturii, Dumnezeu te va clăzi să zici ceea ce trebuie, când trebuie, celor din jurul tău despre Hristos. Cum poți să continui procesul de cunoaștere a Lui Dumnezeu când timpul de care dispun e tot mai puțin și nu reușesc să aloc timp suficient? Um, dacă spui că nu ai timp, nu vreau să te super, dar vreau să zic următorul, cum înseamnă că nu e important pentru tine. Nu există, nu am timp. Nu există așa ceva. Ce există priorități. Este prioritar acest lucru pentru tine? Dacă da, atunci vei face timp. Dacă nu, nu. Îmi pare foarte rău, poate îmi pare foarte dur acest lucru, dar așa este. Dă un exemplu. Băieții care iubesc fotbalul sunt gata, sunteți gata să jucați și la 12 noapte dacă e nevoie. Nu? Să stați la filmele, la seriale până la 2-3 noapte și mâine dimineața vă treziți să mergeți la lucru. Nu există, nu am timp. De iubești și vrei să-l cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, te trezești la 3, la 4, la 5, 6 dimineața și își faci timp. Cred că așa ar trebui să procedăm. Scurși la obiect. Nu vreau să fiu lung. Un sfat practic în, în sfera asta. Când vorbim de procesul de cunoaștere, în general vorbim da, de rugăciune, citirea Sfintelor Scripturi. și Dar în principal, astea două, la, la astea două ne gândim. Uh, o piedică în calea rugăciunii e oboseala, când n-ai timp, că lucrezi mult. Și auzeam pe cineva care uh, spunea că m-am pus să mă rog și așa s -o -o luat, dar eu vreau să mă rog, încât m-am ridicat în picioare și m-am pus să merg prin, prin, prin casă. Am început să merg prin casă ca să rămân treaște să continui să mă rog. Uh, trebuie găsite lucruri uh, chiar și out of the box. Da? Puteți să inventați tot felul de lucruri, dar să știți că o rugăciune făcută mergând prin casă ca să stai treaște să te rogi uh, ajută Ajută odată de două ori, dar după aia să trece la disciplină, la maturizare și apoi să face timpul și se stă după aia liniștiți pe genunchi, în cămăruță și, și, merge. Dar sunt la început, ca și la copiii mici pe care câteodată trebuie să-i mai ții de, uh, da, de gluga de la geacă ca să stea în picioare, e nevoie să mai luăm și uh, na, să facem acțiune extremă în sensul ăsta. Vom încerca să mergem cât mai repede pe zi, cu întrebările, pentru că sunt mai multe și uh, vrem să răspundem la toate. Adi, pentru o întrebare pentru păstor. Cum aș putea să reușesc să fiu mulțumitoare fără să râdeți, da? În singurătate, necăsătorit sau necăsătorită, fără cârtire. E o întrebare grea cu un răspuns greu. Doar vreau să vă spun, singurătatea este o problemă de multe ori și singurătatea este apăsătoare. Cei care sunt în postura de a nu avea un partener de viață, cred că a, ar putea să fie mulțumitor, lui Dumnezeu unul pentru faptul că sunt scutiți de anumite probleme care vin cu ceea ce înseamnă o familie, poate chiar o familie numeroasă. Nu spun într-un sens nici peorativ, nici negativ. Când ești singur, ai un set de probleme, când ai o familie, ai alt set de probleme. Ele, ambele fac parte din viață. Cred că a fi mulțumitor, când ești singur, Pavel Apostolul spunea, că singurătatea este bună pentru că putem să ne perfectăm în a plăcea Domnului. Și cred că celei care a scris această întrebare pot să-i spun doar atât. Pentru că timpul când e singură îți permite mai mult decât cuiva care este familiei să te concentrezi la lucrurile lui Dumnezeu, ar fi un lucru pentru care să fii mulțumitor poate ar fi multe altele de spus, dar... Cu siguranță. Adi, dar uh, mergem mai departe și uh, sunt întrebări care au legătură cu lucrul acesta. Sunt mult mai sensibile. Acum, uh, Adi, aici ți libertatea de a răspunde sau nu, sau să-ți uh, păstrezi... Uh. De ce biserica creștină, cineva întreabă, poate din cauzuri uh, deja văzute, marginalizează sau nu găsește loc cu oamenilor divorțați? Nu știu la ce face referire exact întrebarea, Dacă, în sensul că dacă este legată strict de un caz. Eu pot să vă spun că, ca și slujitor, n-aș face, n-aș cădea în ispita de a marginaliza pe nimeni. Eu cred din toată inima că oricare om care dorește să se pocăiască, poate să o facă. Oricine vine cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu se poate pocăi și Dumnezeu poate să-i schimbe viața. Cred că o afirmație generală de tip biserica marginalizează pe cei divorțați, nu știu dacă este corectă. Eu cred că ar trebui să înțelegem că fiecare om are probleme. Ce faci când în biserica ta vine cineva divorțat? Cum îl integrezi? Cum îl consiliezi, Cum îl ajut să se ridice din starea lui? Divorțul produce traume irreversibile din punct de vedere omenesc în unii oameni. Tocmai de aceea eu cred că Biserica ar trebui să fie atelierul de reparat oameni cu ghilimele de rigoare, unde noi ar trebui să primim pe oricine cu dragoste, să-l învățăm principiile scripturii, să recuperăm. Câtă vreme omul dorește să se pocăiască, eu cred că există șansa aceasta de la Dumnezeu. N-aș vedea nicio categorie de oameni care vine în Biserică vrednică de a fi marginalizată. Acum poate oamenii se gândesc când pun întrebarea aceasta la anumite lucruri sau anumite lucruri pe care oamenii nu mai le fac în biserică. Există o diferență a marginaliza pe cineva? Adică oamenii se gândesc că bă, nu mai primim în biserică pe cei divorțați. n are nicio legătură bă, lucrul acesta cu a accepta poate slujirea unor oameni în anumite situații. Da. Primirea, slujirea, cred că atunci când vine vorba de slujire, trebuie să ne încadrăm în tiparul Sfintelor Scripturii. Doi, când vine vorba de sujire, trebuie să fim sensibili și la contextul cultural în care este biserica noastră. De exemplu, când zic biserica noastră, mă refer la biserica românească. Sunt sigur că știți fiecare dintre voi că fiecare cultură, fiecare națiune, își are anumite lucruri specifice. Te duci în diferite părți ale lumii și te vei întâlni cu obiceiuri culturale ce vreau să spun prin asta? Cultura societății în care trăim noi influențează și cultura bisericii. Și aici discuția este foarte largă. Eu cred că aș trata fiecare caz individual, pentru că divorțul e un cuvânt greu și o terminologie greu de acceptat, cu atât mai mult cu cât el produce, cum am spus, traume să ne păzească Dumnezeu ca oricare dintre cei care sunteți căzătoriți aveți parte de așa ceva, iar cei care aveți perspectiva căsniciei să vă treziți vreodată în postura asta. Dar omul care a căzut acolo trebuie ridicat, dar fiecare caz va aș analiza în parte, există motive diferite pentru care oamenii se despart, însă ca idee generală, Oamenii trebuie acceptați, recuperați, și apoi, în măsura în care Dumnezeu vindecă și recuperează un suflet, se pot face următorii pași de la acest proces. Dar nu știu exact ce este în spatele întrebării, dar probabil că, așa cum spunea Elisei, cineva va întreba exact de implicare. Pentru mai multe detalii, Adi, așteaptă la final. Da, vă aștept să vorbim în privat. <laughs> e o întrebare care spun în filmător. Uh, să discutăm puțin despre Sfânta Treime. Uh, e o întrebare frumoasă. Uh, Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Uh, sunt multe lucruri uh, și multe erezii care s-au conturat pe parcursul anilor uh, cu care biserica s-a confruntat și observ de multe ori că sunt anumite greșeli pe care le avem și noi cu privire la Sfânta Treime. În primul rând, când vorbim de Sfânta Trime, putem spune trei lucruri despre Sfânta Treime. Sunt cosubstanțiale, coegale și coeterne. Cosubstanțiale. Toate au aceeași natură. Toate au aceeași natură. Și Dumnezeu Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt au aceeași natură. Toți trei sunt Dumnezei. Coeterne. Toate sunt, toate cele trei persoane ale Trinității sunt veșnice și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt sunt din veșnicii. Iisus Hristos nu a luat ființă când s-a născut, ci El era încă din veșnicii. Când în Geneza citim, în felul următor, haideți să facem, e plural acolo, apare și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Și sunt coegale. De multe ori noi spunem și avem această mentalitate, Tatăl e mai mare decât Fiul și Fiul e mai mare decât Duhul Sfânt, nu? Așa spunem, dar nu e adevărat. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt în egală măsură Dumnezeu. Fiul nu este mai prejos decât Tatăl. Duhul Sfânt nu este mai prejos decât Fiul. E vorba de anumite lucrări pe care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt le au. Este o subordonare în dragoste, dar asta nu înseamnă că fiul este mai puțin Dumnezeu decât tatăl. Ei sunt în egală măsură Dumnezeu. Iar o altă problemă pe care cred că noi avem este următoarea. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, acum vă întreb eu pe voi. E o persoană sau un duh? Repede. Nu? Cine spune că e un duh? Cine spune că e persoană? Duhul Sfânt este o persoană. Duhul Sfânt face parte din a treia, uh, face parte din Trinitate, este a treia persoană din Trinitate. Deci, prin urmare, când vorbim despre Trinitate, sunt, m-aș bucura foarte mult să ținem aceste lucru, coegale, egale co, -substanțiale, co -eterne. Deci, toate cele, Deci, uh, toate cele trei persoane sunt în egală măsură Dumnezeu. Nu există trei Dumnezei, ci este un singur Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care doresc să și pe care vreau să vă spun, este că fiecare persoană este pe deplin Dumnezeu. Repet, nu există o ierarhie. Nu există. Toți trei sunt în egală măsură Dumnezeu și Duhul Sfânt este o persoană. Ce să faci când, fac când te simți pierdut și te îndepărtezi de calea ta? Uh, întrebarea, cred că vine dintr-o dorință sinceră de a afla soluții. Întotdeauna când te îndepărtezi de Dumnezeu și de calea Lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-L faci este să te oprești. Nu poți să știi ce vrea Dumnezeu de la tine cât timp nu te oprești din ceea ce faci tu. Da, trebuie să te oprești. Procesul de pocăință și de întoarcere la Dumnezeu conține câteva elemente. Conține în primul rând recunoașterea. Până când nu conștientizezi starea în care te afli, nu te vei schimba. Asta înseamnă să te oprești. După recunoaștere urmează uh, regretul. După ce te-ai oprit, trebuie să conștientizezi și să-ți pară rău de greșeala ta. Asta înseamnă pocăință. Recunoaștere în primul rând. Regret în al doilea rând și renunțare în al treilea rând. Da? Ai recunoscut, te-ai oprit, ai recunoscut. Regreți, te pocăiești. Și renunți și o de la capăt. Asta înseamnă, în scurte cuvinte, spus ce să faci când te-ai blocat undeva și îți dai seama că, că, mergi pe un drum greșit. Ține foarte mult de tine să te întorci înapoi. Recunoști, regreți, renunți. Vreți să mai rămânem, să mai răspundem la câteva întrebări care sunt? Ok, am înțeles răspunsul. Da, o să mai stăm câteva minute. Marius, dacă ai una dintre întrebări care vrei să răspund la ele, da, aș... Vom încerca să mergem mult mai Da, da. Uh, rapid, a doua întrebare care o văd în listă, cum să accept voia Domnului, este foarte greu să mă încred în El. Uh, când am citit întrebarea, m-am dus cu gândul la un pasaj din Sfânta Scriptură, din 1 Samuel 30, dacă vă cunoașteți, pasajul în care David, omul lui Dumnezeu, omul care avea încredere în Dumnezeu, se întâmplă că în cetatea Țicagului e arsă din temelii uh, soțiile lui David și a oamenilor care erau împreună cu David au fost luate, averele au fost luate, chiar mai mult spune Sfânta Scriptură, dacă nu greșesc, că chiar camarazii lui David căutau ca să-l ucidă, pentru că i-a dus în situația respectivă. David era într-o situație în care, efectiv, din punct de vedere uman, era la pământ. Tot ceea ce a avut a pierdut. Persoanele ca, în care se încredea le-a pierdut, pentru că căutau să ia viața, totul era pierdut. Nu mai vedea nimic. E interesant acolo prima atitudine care o are David. Și vreau să, o să punctez două lucruri. Atitudinea care o are David, îl cheamă pe preot și intră în prezența lui Dumnezeu. E primul lucru care îl face. După ce vede lucrurile astea, după ce știe că oamenii vor să-l ucidă, nu fuge. Îl cheamă pe preot, aduce efodul care reprezenta prezența lui Dumnezeu, și intră înaintea lui Dumnezeu și le întreabă, Doamne, ce trebuie să fac? Și Dumnezeu îi răspunde. După ce Dumnezeu îi răspunde și David că îl întreba pe Dumnezeu dacă să meargă să îi urmărească pe cei care, care au făcut lucrurile respective, și Dumnezeu îi răspunde, da, du-te pentru că îi vei prinde și vei aduce acasă totul până la ultimul nisip, da, greunte de nisip. Mergând pe drum, David întâlnește tot felul de semne. Pe drum. La un moment dat întâlnește un om aproape mort care făcea parte din, uh, din cei care uh, au uh, cotropit cetatea Țiclagului. Și ce vreau să spun cu lucrul ăsta, că sunt momente în viață în care suntem zero, suntem la pământ, nu știm care e voia lui Dumnezeu, nu înțelegem ce Dumnezeu face, dar tocmai în momentele alea paradoxal, noi trebuie să facem un lucru pe care mulți nu-l fac. Și anume se îndepărtează de Dumnezeu. Nu mai caută biserică, nu mai caută părtășie, nu mai caută pe frat, nu mai interesează, nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau să aud, nu mai vreau să o fac. Dumnezeu ne cere exact inversul. E foarte greu, de aceea e nevoie de maturitate și de perseverență în a crește în maturitate. David era, era un om matur în lucrul ăsta și apoi Mergând înainte în rezolvarea problemelor, trebuie să fim atenți la toate semnele pe care Dumnezeu ne le scoate în cale. Să știți că de multe ori se întâmplă să rezolvi o problemă doar pentru că ai observat un detaliu într-o anumită situație. Să fim și să avem o minte deschisă la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să fim deschiși și să nu închidem ușa bisericii, să nu închidem ușa prieteniilor în momentul în care suntem uh, jos. Două întrebări care uh, se poate răspunde foarte ușor la ele. Când începe procesul pocăinței? Când te pocăiești? Atunci începe procesul pocăinței, exact cum a zis fratele Adi, când sisizezi, recunoști că acela este păcat și îți pare rău și nu vrei să-l mai faci. Cum putem deveni maturi din punct de vedere spiritual? Nu e un lucru dat, e un proces în care toți devenim maturi spiritual. Totul devine gradual. Exact cum a zis iar fratele Adi, descoperirea lui Dumnezeu este graduală. Maturitatea noastră spirituală, nimeni nu devine matur spiritual așa la o pocnire dintre degete și el o devine cel mai matur spiritual dintre toți oamenii de pe pământul acesta, nu. Totul devine zilnic, crescând, având o relație cu Dumnezeu, având o relație pe care o clădești cu Dumnezeu, devii tot mai matur din punct de vedere spiritual. Mai sunt trei întrebări care rămân pentru cei trei de pe scenă, la alegere. De ce Dumnezeu nu au fost de acord cu construirea turnului Babel. Puteau oamenii să ajungă la el? Nu puteau să ajungă la el. Din contră, părerea mea că turnul Babel nu a fost atât de mare. Sunt alte clădiri mult mai mari în zilele noastre și tot n-au ajuns la Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu nu a fost de acord cu construirea turnului Babel este că oamenii au ales să construiască acel turn ca să se adună toți oamenii la o altă. Așa spune Sfântul Să adună toți oamenii la o altă. Dar Dumnezeu a poruncit. Înmulțiți-vă și umpleți pământul. Nu stați doar într-un singur loc, umpleți tot pământul. Asta a fost motivul principal pe care Dumnezeu nu a îngăduit construirea turnului Babel, nu pentru că, -au, că au putut să ajungă la el, ci pentru că oamenii au ales să stea într-un singur loc. Iar Dumnezeu spune, răsfirați-vă pe tot pământul. Alegeți voi două din cele două? Am ales să alegi tu una. <laughs> pentru mine sau pentru voi? Care dintre pentru tine? voi? Tine. Eu să răspund la ele. La una măcar. Cum dau seama că ceea ce fac în relația mea cu Dumnezeu este bine și că pe drumul sunt pe drumul cel bun? Frate Adi, îți dau libertate să răspund la această întrebare. Eu cred că relația cu Dumnezeu, cred, cred cu tărie lucrul acesta și l-am repetat de câteva ori în seara asta, trebuie să ducă la o progresie în viața noastră. Tot așa cum maturizarea și cunoașterea lui Dumnezeu. Este ceva progresiv, gradual, crescând. Știi că ești pe drumul cel bun atunci când te-ai dezvoltat spiritual. Este ca și un copil. Când se naște un copil în familie noastre, ne bucurăm enorm de micuțul acela cu ochișori pe care îl ținem în brațe și este o bijuterie, are toate părțile componente a ceea ce este un om, doar în miniatură. Dar dacă acel copil după un an, doi, trei, rămâne la același stadiu, e o problemă. Bucuria noastră de la început se năruie pentru că ne dăm seama că ceva nu-i bine. În relația cu Dumnezeu trebuie să ai progres. De asta eu cred cu tărie că atunci când ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu, ea produce ceva în tine. Unu, produce progres, doi, produce apropiere de Dumnezeu, trei, produce sfințenie, trei, produce mărturie. Cred că partea finală, ca să spun așa, sau o, o, o etapă importantă a maturizării tale ca și credincios este atunci când tu începi să aduci alți oameni la Dumnezeu, când reușești să faci ucenici. De aceea cred că știi că ești pe drumul bun când oamenii se uită la viața ta, văd ceva diferit în ea, sunt atrași către Dumnezeu și la rândul tău tu atragi oamenii spre Dumnezeu. Și ultima întrebare răspund eu la ea? Este posibil să știi doar lucruri despre Dumnezeu, o cunoaștere profundă despre El, fără să fii transformat de El? Răspunsul exact întrebarea pe care a pus-o cineva. Da, pentru că știi doar despre El, știi despre El. Nu-L cunoști pe El. Da, poți să știi foarte multe despre Dumnezeu și să fii un om neschimbat, netransformat. Poți să știi Scriptura de la cap la coadă și să nu fi transformat de Hristos. Chiar de curând am văzut pe internet circula un, o imagine în Londra, în centrul Londrei, o discuție dintre un, un islamist, un, un musulman și un creștin. Paradoxal, noi ne-am fi așteptat ca creștinul să știe Scriptura cap-coadă. Paradoxal era că musulmanul atât de bine știa Scriptura. Atât de bine știa tot din Scriptură, încât l-a făcut de rușine pe acel creștin. L-a întrebat, mi-aduc aminte, pare așa o chestie uh, comică, l-a întrebat pe creștinul respectiv, care era doar cu numele, cine a scris Scriptura și în ce limbă a fost scrisă. Ținea sus și tare că englezii, că uh, în limba engleză era scrisă Scriptura. Musulmanul râdea... În... Cornilescu a scris, nu? Uh, da. <laughs> Pentru noi românii, Cornilescu e uh, uh, autorul Scripturii, nu? Nu, sunt doar traducători ai Scripturii. De aceea răspunsul, da, poți să cunoști despre Dumnezeu, poți să știi foarte multe despre Dumnezeu și să nu fii transformat de Dumnezeu. Ceea ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu este lucru care ne transformă pe fiecare dintre noi. Cu asta fiind spuse, vrem să încheiem în seara aceasta. nu știu în ce măsură v-am răspuns la aceste întrebări, în măsura în care, adică nu știu în ce măsură sunteți satisfăcuți sau mulțumiți de răspunsurile pe care noi le-am dat. Am vrut să le lăsăm călăuziți de Dumnezeu și să avem un răspuns pe care Dumnezeu ni-l pune pe noi să-l împărtășim cu voi. Ne dorim atât de mult ca în drumul acesta al mutărității să în toți din punct de vedere spiritual. Am parcurs drumul acesta al cunoașterii, dar lucrul acesta nu se oprește aici. Cu siguranță, acest drum este mult mai lung și, în continuare, tot ceea ce facem și tot prin ceea ce facem, îl vom cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu. Am vrut să încheiem această seară, vă invit să ne ridicăm în picioare. Am abuzat destul de mult de fratele Adi, o să continui să termin cu lucrul acesta, rugându-l să se roage în seara aceasta uh, pentru noi, uh, să se roage pentru timpul de părtășie pe care îl vom avea în holul sau în curtea bisericii, noi au pregătit cei de la primire timpul de părtășie uh, și dorința noastră rămâne aceasta, provocarea noastră sau lucrul cu care vrem să vă motivăm este haide să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu, printr-o relație printr-o deschidere a inimii noastre, citind scriptura. Ne rugăm! Doamne, îți mulțumim pentru această seară în care prezența ta a fost din nou în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne, care a fost vestit și în această seară, Doamne, pentru cântarea de laudă. Îți mulțumim pentru Duhul tău cel Sfânt care a fost prezent. Și dacă am o rugăciune înaintea ta, Doamne, și o dorință, este ca să ne ajut să te cunoaștem mai mult, Doamne. Mă rog pentru fiecare tânăr și fiecare tânără care este aici, Doamne, ca Tu să te descoperi în așa fel încât să te înțeleagă, Doamne. Tu ai mod de a vorbi specific fiecăruia dintre noi. Doamne, pune în noi dragostea de Scriptură, Doamne, ca să te cunoaștem prin Biblie. Pune apoi în noi dragostea de rugăciune, Doamne, prin care să putem să ajungem la o părtășie binecuvântată cu tine și apoi lasă ca Duhul tău cel Sfânt, te rog, Doamne, să ne vorbească, să ne descopere tainele tale, Doamne. Mă rog din toată inima, ca noi să fim transformați prin cunoașterea ta, ca să plecăm din casa ta de fiecare dată îmbogățiți, să ducem ceva în plus cu noi, Doamne. Te rog să ne ajut să ne maturizăm în cunoașterea ta. Mă rog să ne binecuvântezi, Doamne, ca și comunitate, ca și grup. Doamne, ajută-ne ca prezența ta, Doamne, să ne transforme pe fiecare dintre noi așa cum știi tu că avem nevoie. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi și timpul pe care îl vom petrece, Doamne, împreună. Te rog, Doamne, să ne ocrotești, să fii cu fiecare dintre noi în drumul nostru spre casă și mă rog ca binecuvântarea ta să rămână peste noi și peste fiecare dintre cei care cheamă numele tău dintr-o inimă sinceră.